pleacă dintr-un partid în altul, uite să-și mai dea demisia, că așa au vrut brăilenii, că știm destul de bine. Oameni care nu-și asumă nimic. Dar e posibil ca PNL prin consilieri să facă o, nu știu, adresă, o solicitare la Consiliul Județean, că până la urmă domnul Botea, nu știu dacă mai e legal acolo. Dar vă spun ce, marea noastră problemă nu este domnul Botea. Că intre da. Social-democrat. Hai să facem lucrurile legale. Dumnealui este în partea social-democrat. Chiar dacă azi e la PMP, mâine e la AUL, vedem tot traseul dumnealui din ultimii 6-7 ani când este consilier județean, tot timpul a fost la cheremul PSD-ului. A fost un breloc pe care PSD-ul l-a folosit de câte ori are nevoie. Nu vreau să intru într-o polemică cu domnul Botea, pentru că nu cred că... Dar aici nu e vorba de domnul Botea, este vorba de corectitudinea unui sistem. Și de legalitatea hotărârilor de Consiliul Județean, că dacă votează un consilier care nu are dreptul să fie consilier... Vor ridica această problemă, este domnul Daruncu, domnul Alexandru Bucălău, care vor lua măsurile necesare și vom face ceea ce putem să facem noi din poziția în care ne aflăm astăzi. Știți destul de bine, Consiliul Județean este controlat în totalitate de Partidul Social Democrat.